Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Dr. Ensien. Astăzi am venit la chirurgul estetician pentru a discuta despre plape. Bine v-am găsit! Bună ziua și bine v-am găsit și eu! Domnule doctor, ce ne mulțumește cel mai frecvent pe oameni în ceea ce privește plapele lor? Da, se știe că zona ochilor poate să te îmbătrânească foarte mult. Chiar în ciuda sportului, grija care au pacienții față de ten, ochii pot să trădeze vârsta. Uneori, o intervenție chirurgicală în zona ochilor poate să dea timp înapoi cu 5-10 ani în urmă. Din cauza aceasta, de multe ori, pacienți sau paciente se adresează la serviciul nostru pentru blefaroplastie, care în mare ar fi de două feluri. Blefaroplastie superioară se adresează ploapei superioare și cea inferioară pentru bleapa inferioară. În cea mai mare parte, problema la pleoapa superioară este excesul de piele care apasă efectiv pe pleoapă și dă o senzație de ochi grei, obosiți, seara pacientele au senzația că se închid ochii. În plus, se numesc loje, compartimente ale orbitei, se află grăsime care cu vârsta ajunge să iasă din orbită spre piele și arată urât ca niște depozite ovale, mai ales în regiunea medială a pleoapei și evident în decursul operației de blefaroplastie superioară această grăsime este excizată. În ceea ce privește pleoapa inferioară sunt bine cunoscutele pungi de grăsime și laxitatea pleoapei. De asemenea, ca ideal de frumusețe se consideră că ochiul trebuie să aibă oarecare oblicitate, fanta palpebrală, așa numiți ochi migdalați, în care unghiul extern a ochiului se află un pic superior față de unghiul intern. Așa că împreună cu operația de blefaroplastie inferioară putem face așa numita cantopexie laterală, unde ochii devin un pic mai migdalați, foarte senzuali și tineri în același timp. Când se pretează blefaroplastia? Aș zice că atunci când pacienta sau pacientul sunt deranjați de aspectul exterior, niciodată nu încerc să împing de la mine ca să insuflu o idee pacientului. Atunci când pacientul simte că ceva îi deranjează, probabil că e momentul să se intervine, să se facă o îmbunătățire. Dar pot să vă spun că se pretează atunci când într-adevăr este un exces de piele pe pleoapa superioară. La femei le deranjează foarte mult și la machiaj, pentru că după scurt timp, după machiaj, din cauza acelui exces de piele, machiajul începe să dispară și arată urât, mai ales la un eveniment. Iar la pleoapa inferioară, când apare laxitate de pleoapă, pleoapa inferioară este mult scăzută, apar pungi la nivelul pleoapei inferioare sau șanțul puternic dintre nas și pleoapă este foarte accentuat, dând impresia că și pungile sunt mai mari. În cazul ăsta, grăsimea din exces de la nivelul pleoapei inferioare poate fi mutată să umple acel șanț și să dea un aspect mult mai tineresc și mai luminos al feței. Cine vi se adresează mai frecvent, femeile sau bărbații? Tradițional, pacientura de chirurgie estetică este preponderent feminină, nu numai în România, dar la nivel mondial. Trebuie să spun că există o creștere semnificativă în timp a procentului de bărbați care apelează la servicii de chirurgie estetică. Un procent care crește de la an la an și pot să accept că în lumea actuală, social media, informația circulă foarte ușor, există modele, vedete care arată foarte bine, care și la bărbați pot să ducă o presiune socială să încearcă să îmbunătățească ceva, să pară mai tineri. Nu de puține ori mai vine câte un bărbat aici la noi la clinică și spune, domnul doctor, am un eveniment, se căsătorește fica, aplic pentru un nou job și vreau să arăt un pic mai bine. Deci, ca să sintetizez pe scurt ce am spus, predomină femeile, dar din ce în ce mai mulți bărbați încep să ia în serios această decizie de a apela la chirurgie estetică. Vorbiți-ne puțin despre intervenția în sine. Cum decurge și cam cât timp durează? Sigur, le luăm pe rând, blefaroplastia superioară și cea inferioară. Cea superioară este mult mai ușoară. În principiu, amândouă, dacă nu trebuie să facem ceva mai complex, e un caz greu, se pot face în anestezie locală.
prefer să facem anestezie locală cu o sedare, adică un somnifer un pic mai puternic, pacientul să doarmă pe perioada operației, dar nu, repet, nu anestezie generală, pentru confort. Zona ochiului e foarte sensibilă, poate fi neplăcut să simtă, chiar dacă nu doare nimic, să simtă pacientul nostru că lucrăm în acea zonă. Inciziile se calculează înainte de operație, măsurăm excesul de piele, cu marcăre chirurgicale desenăm tot ce trebuie să excizăm, se infiltrează cu un cocktail care conține și o cantitate mică de adrenalină pentru a preveni sângerările, după care se continuă cu operația, se excizează excesul de piele, se excizează, dacă e cazul, excesul de mușchi și aproape întotdeauna e nevoie și excesul de grăsime de care vă spuneam înainte. Nu e o operație care durează mult, blefaroplastia superioară, undeva sub o oră, 40 de minute, ambele pleoape sunt gata. Vindecarea e destul de ușoară și ușor de suportat, plaga chirurgicală se vindecă în 5 zile, la nivelul pleoapei folosim pleoape superioare fire care trebuie scoase, dar nu e un disconfort pentru pacientă. Aceasta se întâmplă la 5 zile. Aceste 5 zile pacienta poartă un pansament foarte discret care cu ochelari de soare poate să-l ascundă. În mod normal, după astfel de operații, la o săptămână de la intervenție, pacienta se poate reîntoarce la lucru și la viața socială. Ce complicații pot să apară în timpul intervenției? Rar. Pentru că e clar, fiecare răspunde diferit la operații. Oameni care de la un pic de curent se umflă la ochi, la pleoape, vă dați seama că ei au un răspuns mai accentuat în vindecare. Rare ori, perioada de recuperare poate dura și 2 săptămâni. Pleoapa inferioară e o operație mult mai grea, mult mai complicată și cu riscuri mai mari. În cazul acesta se scoate excesul de piele, abordul chirurgical poate fi în 2 feluri, sau prin piele, deci cu o minimă cicatrice care la un an aproape nu se mai cunoaște, sau în anumite cazuri care se pretează la așa ceva, incizia se face în spatele pleoapei, transconjunctival, prin cornee, la suprafață, nerămânând absolut nicio cicatrice. Nu toate pacientele, din păcate, pot beneficia de acest tratament. Asta sunt anumite teste care noi le facem înainte de operație ca să decidem care variantă o facem. Deci am ajuns la incizie, după care se intră în profunzime, se excizează grăsimea și, dacă este cazul, această grăsime este transferată din zona de pungă a pleoapei în șanțul situat medial între nas și pleoapă pentru a-l umple așa numitele cearcăne de care se plânge multă lume. Există și tratament fără bisturiu? Da, sigur că da. Există și tratamente non-invazive. De la o simplă mezoterapie de injectare de un cocktail de acid hialuronic cu sau fără plasmă, așa numită terapie vampir, la injectarea de acid hialuronic filler pentru a umple șanțurile, plus diferite proceduri care în principiu au la bază căldura, care stimulează colagenul și face ca o tensiune mai mare la nivelul pleoapei, care reduce excesul de piele și în același timp comprimă și grăsimea, ca pungile să nu fie așa de adânci. Așa că sunt tratamente cu laser, cu radiofrecvență, cu plasmă. Noi facem frecvent tratamente cu radiofrecvență la noi în clinică și uneori am testat și tratamentele cu plasmă. Trebuie să zic, rezultatele sunt bune, dar nu atât de spectaculoase ca și în chirurgia clasică. Un dezavantaj ar fi la tratamentele minim invazive că sunt costisitoare, laserul, plasma, au consumabile scumpe, aparatele în sine sunt foarte scumpe, deci sunt tratamente scumpe care nu ajung să se apropie de prețul operației, dar nu au rezultat atât de vizibil și care să dureze așa de mult. La blefaroplastie rezultatul poate ține 10-15 ani, poate chiar pe viață. Nu putem să îmbătrânim, să oprim îmbătrânirea. Da, 15 ani un rezultat de blefaroplastie mi se pare realist. Vă mulțumim foarte, foarte mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit, iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși!